Hlinčinski, iată, a venit și ziua nefericită a de primul meci de plecare în Liga 3. Ce s-a întâmplat la 5 iulie? Da, speram să fie cât mai departe ziua în care suntem în Franța. A venit astăzi. Pot să zic că într-o măsură destul de mare, sunt mulțumit de băieți, mai puțin în faza de finalizare, unde am rămas din nou dator. Sper ca la jocul cu Poli de acasă, a zilei ratate astăzi și la meciul cu Becherec să se răzbune. Altfel, un meci de angajament, un meci de luptă, câștigat, poate cei care și-au dorit mai mult victoria astăzi. Ce a lipsit performanții să plece cu puncte din fieful Logurei? După cum a zis și dumneavoastră, cred că în ocaziile ratate ne-au privat de un rezultat pozitiv astăzi. Ne-am creat mult mai multe ocazii ca ei, am avut mult mai clare ocaziile decât ei, dar la fotbal se pun bine. E un pic de decamăgire cu Luca, că ai confundit de fostul tău coleg de cameră din Federația Unirea Alba Ilea, Neluca, Luca? Nu. Cu Luca am o relație bună, de colegialitate, ne respectăm. Acum suntem în alte posturi și încercăm să ne facem treaba cu Luca. Ai vorbit înainte de meciul cu Arsul Poli, ce reprezintă pentru tine un joc împotriva unei echipe din Timișoara, orașul de tecton ca craca fotbalist? Reprezintă un moment, să zic așa, un moment de sărbătoare. Reprezintă, să zic, un deziderat și poate reprezenta o surpriză. La asta mă refer. Echipa mea cred că are posibilitatea ca la jocul cu Poli, deși, zic că plecăm din postura în care suntem contați mai slab. Putem crea o surpriză, putem crea un joc bun. Și sper la să se întâmple asta. Crezi că pentru jucătorii tăi, plecând ca unui număr polit de fani din Timișoara, care crea o atmosferă de sencație pe stadioane, când ne facem echipa proprie, va fi un dezavantaj? Nu, eu sper să fie un avantaj. Cu toții ne dorim și suntem la fotbal pentru a aduce un public cât mai numeros la stadion. Cei de la Timișoara publicul lor creează o atmosferă extraordinară și eu sper să ne putem bucura și noi de acea zi, să zic, de sărbătoare fotbalistică. Va marca performanța după două jocuri în care n-a scris și a dat cu 3. Eu am convingerea că da.